Iubiți credincioși, dragi radioascultători, am ascultat Evanghelia pătimirii lui Iisus și toți, pe măsură ce relatarea înainta, am simțit crescând în inimile noastre sentimente de durere, de mâhnire, de tristețe. De ce un om bun ca Iisus, unul care a făcut atâta bine, care a făcut bine orice lucru, care a vindecat atâția bolnavi, care a vorbit de iubire și care a împăcat atâtea inimi, de ce a fost ucis într-o manieră atât de crudă și pe deasupra cu un fals proces? Este o întrebare pe care o purtăm în lăuntrul nostru și care ne va însoți în această săptămână sfântă. Răspunsul la această întrebare îl vom înțelege pe măsură ce îl vom urma pe Iisus în zilele pătimirii, morții și învierii sale. Vom atinge cu mâna cât de mare este iubirea lui Iisus pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Nimeni nu ne-a iubit atât de mult ca El. El ne-a iubit într-atâta încât a mers până la moarte. Pentru a ne mântui, s-a dăruit pe sine însuși, s-a pierdut pe sine în totalitate. Acea cruce pe care apoi a fost răstignit nu este a Lui, dar este a noastră. Este crucea care adună toate păcatele lumii, toate războaiele, toate nedreptățile, toate violențele, toate atrocitățile, toate răutățile. Mântuitorul a luat pe umerii Săi imensa durere provocată de aceste tragedii și le-a luat de la noi. Iată de ce a murit Iisus. Munții de cruzime ale acestei lumi L-au strivit și L-au pironit pe cruce. În zilele următoare vom sta alături de Iisus pentru a culege cel puțin o picătură din această iubire extraordinară pe care nimeni nu l-a avut vreodată pe acest pământ. Astăzi Iisus intră în Ierusalim. Evanghelia după Sfântul Matei, pe care am ascultat-o după binecuvântarea ramurilor, ne-a făcut să retrăim această pagină evanghelică. Știm că și în alte ocazii Iisus a intrat în Ierusalim, dar de această dată a făcut-o în mod solemn, așezat pe o măgăriță. Mulți au alergat să-L însoțească, mulțimile așterneau hainele pe drum pe unde trecea și mulți îl salutau agitând ramuri de palmier. Cine erau acești oameni? Cu siguranță erau discipolii, dar erau și atâția pe care Iisus i-a ajutat, cei cărora le-a potolit foamea, leproșii pe care îi vindecase, bolnavii care au fost vindecați, orbul din naștere pe care putea să-l urmeze, paraliticul care acum putea să meargă și chiar Lazar care nu mai era în mormânt și atâția alții. Toți făceau sărbătoare lui Iisus care intra în Ierusalim, dar nu era un cortegiu al unui om puternic și tare, erau cei săraci și cei slabi care însoțea un profet blând și smerit cu inima. Era nevoie de acel cortegiu, era nevoie la Ierusalim de acea sărbătoare, pentru că în cetate lipseau blândețea, iubirea, bunătatea, mila. Și cu Iisus intra în Ierusalim cel blând, cel milostiv, omul bun. Dar oare nu este la fel și pentru noi? Nu au nevoie oare orașele și satele noastre, casele noastre, familiile noastre, inimile noastre, nu au oare nevoie de pace, de milostivire, de blândețe, de sinenătate? Asistăm la o incredibilă creștere a violenței și a răutății în jurul nostru și în plus timpurile în care trăim nu sunt ușoare. Au devenit dure pentru toți, caracterizate de criză în toate domeniile. În condiții ca acestea este foarte ușor să ne gândim numai la noi înșine și la propriile noastre probleme, uitând de alții. Și acest lucru se întâmplă acasă, în familie, la serviciu, la școală, peste tot.
Dar astăzi Mântuitorul vine în mijlocul nostru pentru a ne arăta toată iubirea Sa. Liturgia ne-a făcut să ascultăm relatarea pătimirii și morții Sale. Pentru ce? Pentru ce, după triumf, L-am văzut imediat pe Iisus condamnat la moartea pe cruce? Iubiți frați și surori, Evanghelia pătimirii ne arată marea iubire pe care Iisus o are față de noi. El nu s-a gândit să se salveze pe Sine însuși, dar ca să ne mântuiască pe noi toți. Cu această iubire, Iisus vine în mijlocul nostru și în aceste zile sfinte. Primul loc pe care îl vizitează Iisus, primul oraș, primul sat în care intră, este inima fiecăruia dintre noi. Tocmai aici, în inimile noastre, Iisus vrea să aducă blândețea, mila, pacea. Deseori, inima noastră este mai poluată decât aerul orașelor noastre, este mai haotică decât aglomerația străzilor, este mai închisă decât cochilia noastră. Avem nevoie de primirea Mântuitorului în inima noastră. Dacă El intră, inima noastră se va schimba. Și dacă se va schimba inima noastră, și locul unde trăim va începe să fie mai bun. Da, locul nostru. Această lume a noastră se schimbă începând de la schimbarea inimilor, de la schimbarea inimii noastre. Nu se va schimba însă nimic dacă inima noastră va rămâne în continuare împietrită și închisă în Sine. Să-L primim pe Iisus care vine în mijlocul nostru. A-L primi înseamnă a asculta Evanghelia. Să o citim în aceste zile. Dacă vom asculta acele cuvinte, inima noastră se va înmuia. Instinctele egocentrice vor fi îndepărtate și sentimentele lui Iisus ne vor ajuta să trăim mai bine acasă, la serviciu, la birou, la piață, la școală. Da, pentru că vom ști să privim pe alții cu ochii lui Iisus, cu mai multă milă și mai puțină duritate, cu mai multă prietenie și mai puțină ranchiună, și va crește și iubirea. Ramurile pe care le-am purtat cu noi la biserică și care au fost binecuvântate, să fie semnul întâmpinării și primirii Mântuitorului. Să le așezăm la un loc vizibil în casele noastre, ca să ne amintească de blândețea, bunătatea, milostivirea și pacea pe care Iisus a venit să ni le aducă. Amin. Deus, Deus, Deus.